Eu nu cred că un investitor ar avea răbdare, dacă teoretic s-ar putea face o descărcare arheologică punctuală pe zonele unde se întâmplă partea de minerit. Eu nu cred că cineva ar veni să își piardă timpul și banii să poată să scoată Roșia Montană din, să descalce de fapt arheologic o parte din Roșia Montană și să facă acolo o activitate industrială. Deci din punctul meu de vedere nu merge să ai și UNESCO și să ai și activitate minerală în același sit. Deci, din punctul dacă e listat UNESCO, rămâne UNESCO și părerea mea personală e că acolo nu se mai poate face altceva. Nimic. Decât să dezvolți sit UNESCO și să faci altă activitate pe care statul și-a asumat-o la vremea respectivă și statul trebuie să-și asume în continuare. Deci, practic, în momentul de față, Roșia Montană ar trebui să-și ia la gândul de la ceea ce ar putea să însemne minerit. Deci, așa cum stau lucrurile astăzi, eu zic că da. Nu mai poți să faci nimica pentru că nu văd statul să vină să ia altă decizie astăzi.